șantier fantomă pe strada Alexandrie din Chișinău, unde cândva era baia publică, așa e cunoscut locul ăsta, la baie. Nu știu cât a fi aici Alexandrie, 132 sau ceva de felul ăsta. Dar uitați-vă că n-are nici gard normal de șantier, nici fanou informativ de șantier. Și muncitorii lucrează cu capul gol. Asta e țara tuturor posibilităților, mai ales de încălcare a legilor și a normelor în vigoare. A apărut peste noapte construcția asta, nu știu cât de mare o să fie, dar în schimb vedem cât de periculos lucrează muncitorii. Mă duc să sesizez agenția de supraveghere tehnică, să întreb dacă știe de șantierul ăsta, dacă îl poate opri sau dacă îl poate băga cumva în legalitate. Și aici un alt șantier a fost, dar aici a murit de mult, de amuși, au apărut copaci de 20 de ani, cred că e mort. Dar aici, la baia publică, s-au băgat până pe trotuar, probabil fără nicio autorizație, fără nicio permisiune legală și chiar în mod periculos. Trec pe aici pietonii și poate să trezească cu un muncitor în cap, cu o bucată de scândură, cu armătură, cu un instrument. Și abia când o să moară cineva, atunci o să reacționeze autoritățile. Poliția trece pe alături, chiar la colț, mai la vale, sectorul de poliție, dar nu prea le pasă. Oare să intru pe la ei întâi să-i întreb? Sectorul de poliție numărul 6. La ora 3, în zi de lucru, joi, e închis. Predă armele Benevo. Probabil s-a ocupat cu ProTV-ul. S-a ocupat asta de un soare de aici, care poluează. Și construcția e fix la 100 de metri de ei distanță. Probabil poliția le ține crâșa, îi protejează. Cum am mai spus până la pornirea camerei, deci de obicei sunt documentele, doar că ei lasă așa niște chestii nefăcute. Dacă au documente, cum de nu îngrădesc șantierul, cum de nu pun panou informativ? Nu s-a urmărit dacă s-a realizat prescripții. Sparg cheltuieli prea multe sau ce? Nu s-a urmărit dacă s-au realizat prescripții. Vom verifica și asta. Există pedepse dacă ignori prescripțiile? Da, sigur. Se dublează, se mărește sau cum? Sau alte pedepse? Încălcările mici și devin grave, gravii devin foarte grave și dacă după grave nu se realizează, proiectul este sistat, așa este. Da, în plan există construcții care ar trebui să fie chiar demolate pentru că s-au ignorat toate prescripțiile, toate normele legale. În ce sens în plan? Deci ele sunt cazuri. Legea prevede că e posibil, nu? Legea prevede, dar legea nu prevede mecanismul demolarea lor. E o istorie foarte lungă. Nu vă... Trebuie propus guvernul Parlamentului să modifice și regulile. Cei care trebuie să o facă cunosc despre momentele astea. Deci, iarăși, nu avem așa de asemenea plan. Sunt mai multe cazuri, ele sunt pe rol, care sunt așteptare, care sunt înghețate, în sens, durează cu... Șantierii mari sau mai mici? De control, care este publicat pe site, este un plan anual de control și ele... Iarăși, confruntat cu legea 131, privire la controlul de stat, așa se face, deci e în derulare, suntem la trimestru 3, sau cum se spune așa. Nu ați înțeleg, sunteți în funcție doar de câteva zile. De pe 23, da, septembrie. Dar urmăriți situația, știți despre ce e vorba, nu sunteți chiar nou în domeniu. Nu sunt nou în domeniu, sunt arhitect de profesie și lucrez de ceva timp. Și structura dumneavoastră se poate autosiza sau trebuie să vină neapărat omul cu plângerea, cu petiția să vă sesizeze problema? Da, putem să ne autosizăm. Dar cum am mai spus, suntem destul de puțini oameni și avem anul este deja 1200 de petiții. Suntem, da, oare dacă s-ar interveni la un șantier 2-3, nu e așa că s-ar schimba comportamentul?
Da. Așa, exemplar, oamenii, cumva. Noutățile circulă în oraș. Exact, exact. Și dacă se intervine categoric, hotărât, conform legii, pe câteva, celălalt îți zic, hai dă-o naibă, hai să cheltuim mai mult, dar să facem conform legii. Cred că ar funcționa, dar încă nu-i tot aranjat. Nu tot, nu știu, deci puterea noastră de a interveni, puterea de a... sau ca anumite lucruri să fie dusă la capăt și iarăși nu depinde doar de noi. Dacă el s-a rezolvat la timp sau s-a rezolvat așa cum cere demolare și tot așa, cred că dar mult mai se împotmolesc în instanță sau ce se întâmplă? Da. Instanțe de judecată. Da. Și acolo e corupție și de regulă le se dă câștig de cauză. Și... Nu, nu neapărat. Pur și simplu durează atât de mult timp și în perioada asta ori nu sunt terminat construcțiile și ele mai merg. Din păcate sunt și noi le descoperim post factum după mult timp că anumite construcții sunt recepționate, bine mersi. De autoritatea locală, de primărie? Nu, primăria nu se implică acum. Dar cine recepționează? Deci, anumite obiective, deci s-a făcut, s-a liberalizat, aș spune eu, adică reforma care s-a făcut asupra, în domeniul recepției, a schimbat modalitatea de recepție și se face mult mai simplu decât era, nu știu, spune, 3-4 ani în urmă. Deci, agenția pentru supraveghere tehnică urmărești sau participă la recepția obiectelor finanțate din buget și clădirilor mai înalte de 5 nivele, deci locative. Tot ce până la 5 nivele și în privat, se întâmplă altceva, se recepționează, decât modalitatea care... Dar tot implică statul, nu? Primărie, pretură, cineva, nu? Deci cel care a plătit vine și ea în primire și zici că e bun de locuit sau de dat așa, închirie. Da, bun, nu e chiar... Semnează. E vorba de cât mai mulți specialiști în construcții care participă la recepție și ei trebuie să fie de bună credință ca să... Oho, s-a dat start. Deci, nu s-a dat start, deci... Continuă. De guvern 285, privind la recepția construcțiilor. Ultimele modificări în 2017, astea. Poate că e mai puțină birocrație și mai puțin risc de corupție, dar vor fi acum și construcții dar care întrebarea... sărește să prăbușească, sărește să ia foc, sărește să fie grămadă apartamente acolo și locuri de parcare, ioc. Eu cred cel puțin că e părerea mea personală și... Deci recepția nu este despre a înregistra un bun imod la oficiul cadastral. Recepția înseamnă încheia o etapă de lucrări care trebuie să însemne calitate respectată, nu obiect recepționat. Inclusiv proiectul respectat, că deseori, iată cum e Sky Tower, trebuia să fie parcare multietajată și s-a transformat în birou de oficii. Trebuie să fie parcare lângă primărie. Recepția se face pentru a încheia etapa construcției, a verifica dacă tot s-a făcut confruntat proiectul și cu autorizația, da, legislația normativă în vigoare. Acum, asta e un fel de altă, deci a înregistra la... Și asta trebuie schimbat, abordarea asta. Iar schimbat sau... legi și iar nu noi. Noi ne-am implicat, a fost, probabil ați văzut, pe site-ul Ministerului Economiei și Infrastructurii, un grup de lucru care am lucrat o lună și ceva la dezvoltarea cadrului legal și sunt mai mult propuneri legislative. Inclusiv și la partea asta de recepție, dar... unde am putut, ne-am implicat, unde deja nu-i, mingea nu-i în terenul nostru, urmează să așteptăm. Mulțumesc pentru explicație. Lucrăm, zi de zi lucrăm cu legislația și avem astăzi și trebuie să respectăm. Dar clădiri începute, șantiere și abandonate, ce se întâmplă cu ele? Iată, de exemplu, monstru cel mare de lângă fostul Minister al Agriculturii, lângă monumentul cel de arhitectură, Serghei Lazoc, Bulevardul Ștefan cel Mare, ce se întâmplă cu clădirea aceea? Legea nu pune investitorii în limit foarte strict. Da, este autorizație, expiră, când ei își mai găsesc nu știu care problemă financiară sau altă problemă, iarăși revin la autoritate locală, solicită... Cer prelungire autorizație sau altă autorizație? Au obțin altă autorizație, probabil că cel puțin în cazul celălalt asigur că va fi altă autorizație, pentru că... A durat 15 ani, nu știu cât a durat. Și dacă ei revin, deci rezolv problemele sale, nu știu, deci financiare sau care n-ar fi ele, ei revin și continuă în parte. Deci, din păcate, legea la noi e destul de... Deci, flexibilă. Da, flexibilă și avem șantiere veșnice, avem... Deci, situația care avem, scurt așa. Inclusiv monumente de arhitectură demolate. Uf, da.